Și sărbătorile sunt un regal. Un regal pentru... Se intră în această demență care este orchestrată de amețite. Ele au o forță foarte mare. Bine, ei nu mai au reacții. Și atunci, în momentul în care tu... Îi ești... terorizează sau de ce? Tu în momentul în care ajungi, chiar aseară râdeam de acest lucru, bă, tu te duci, intri la cafenelele astea, Starbucks, nu contează, că spune mai multe nume dacă trebuie. Bă, și tu ca bărbat, scomanzi un latte mocho fiato cu spumă ras, cu pudrat, cu scorțișoară, cu două goji și cu... Bă-s 500 de cuvinte, tu nu-ți comanzi. Mă, tu realizezi că, adică tu nu-ți comanzi, nu intri și bună să zici o cafea. Nu există acest cuvânt, cuvântul cafea nu există. Matcha, cacea, pacea cu frișcă, cu dublu caramel, nu termin, până ai terminat, au trecut 10 minute, l-am murit, a pierdut trenul tot în spatele tău, tot. Adică asta fac astăzi bărbații, așa comandei. O cafea. Nu chiar toți acum. Cum? Mai fi și normal. Câți? Espresso, adică e un cuvânt. Câți beau doar asta? Dopio, nu știu. Păi nu beau decât câțiva. Adică de aici pornește totul. Îți dai seama că s-a atrofiat totul, că nu mai există nimic. Deci regalul e așa, de sărbători. Cum se întâmplă așa? Adică fac fotografii la studio. Nu. Așa. Luna sărbătorilor este cel mai mare coșmar pentru 90% dintre bărbați. Da. Este cel mai mare coșmar. Adică nu vine Crăciun fericit. Nu există asta. Ce înseamnă? Ei de ce credeți că sunt fericiți, bărbați? Care? În toate zilele de Crăciun, premergătoare și după, cară mâncare. Ei de pe 22 încep căratul sarsanarelor. Care de la țară la București? Care de la soacre? Care de la celelalte soacre? Care de la mame? Ei trebuie să aducă. Du-te și ia și tu aia. Ai adus brad, n-ai adus brad, faia, drege. Pentru ele e un coșmar, când se întâmplă 1 decembrie, i s-a terminat viața. Până pe 1 ianuarie, care 1? 2, că trebuie să treacă și de Revelion. De Revelion, el nu mai vrea să treacă mâna în următor, pentru că iar vine Crăciun. El nu mai vrea Crăciun și Paște. El de Crăciun. Adică care de Crăciun fi mai bun? Ele din ce în ce mai rele. Ideea e următoarea. Bă, spune-mi și mie de Crăciun. Care-i liniștea omului, bă? Care-i liniștea bărbatului de Crăciun? Vreau să știu și eu ce face el de Crăciun. Zace și el pe canapea. Cum vrea el? Nu știu, a venit Crăciunul și pentru el. El nu vrea să facă tot harnașamentul ăsta, mesele, teroarea, unde mergem anul ăsta, la maică-ta, la taică-ta, nu vreau acolo, vreau dincolo, du-te, s-a uitat maică-ta nu știu cum la mine, iarăși, nu mă suportă după 15 ani. Numai astea sunt discuțiile. Ei vor să vină, credeți-mă pe mine, vă rog să uitați la mine, toți bărbații, 99%, hai să nu, că există excepțiile despre care vor ști Mihai, dar 99% dintre bărbați vor să vină pur și simplu, efectiv, apocalipsa brusc, știți? Și să rămână singur, să se vanish everything, să dispară tot la masa de Crăciun, la toate zilele alea să dispară, pentru că ei nu mai au nicio bucurie, nu mai există. Bărbatul, atenție, nu e construit să se bucure de făcut bradul și de ales globurile, da? De în fiecare an el trebuie să facă, ajută și tu. Le place ăstora mici, ăștia mici, voi n-ați văzut, mă, copiii acum nu mai vor decât cu tații? Să se fie îmbrăcați de tați, să facă brăduțul cu tata, să meargă la patinoar cu tata, să meargă la țăndărică cu tata, să meargă... Nimeni. Să meargă la gaia zurlii, nu știu ce, gașca zurlii, cu tata. Bă, ce bărbat poate să simtă să cânte alea cu un copil mic? Adică ca bărbat, cum îți vine? Că nu îți vine, nu? În schimb ele, deci ăștia sunt salahori și ele se uită numai. Brad Pitt. Ele le lasă. Dorm cu el în pat și ele, Brad Pitt, numai Zdrahan din Ed, nu știu, Zorro, ce nu știu. Lasă-l pe ăsta să fie Zorro, nu dacă îl vrei pe Zorro, nu dacă îl vrei pe Zorro, tu stai, te gândești la Zorro și râzi de asta. Haide, du-te la soacră, mea, ia, rea, fă aia, drege aia. Nu, adică asta este discrepanța, dar asta este... Nu vreau să... Da, nu contează. Vă fiți atenți. Femeia este cea mai periculoasă specie de pe Terra. Să nu uitați asta de la mine. Eu sunt femeie. Nu sunt periculoase. 10 vieți, dacă vă antrenați, nu aveți cum să învingeți această perversitate a femeii. Nu aveți cum. Singura soluție este să spui nu la tot. De ce? Ca ea să ajungă să te consideri un imbecil. Că nu ești în stare de nimic. Înțelegi? Pentru că atunci nu te mai solicită la nimic. Și v-am mai spus asta. Bă, nu pot să fac nimic. Sunt tâmpit. Nu mă pricep la nimic, eu tot ce... Când te trimite, răstorni cratița cu sarmale pe bagaj. Sunt bun. Asta este.
când te pune să faci ceva în casă, v-am mai spus, spargi. Bă, de câte ori poți să puteți? De 100 de. Te trimite să iei ceva, vii cu altceva. E retardat. Ce să fac, mamă? Am un bloc de 100 de. Și ai scăpat. Că nu există soluție, pentru că ea are întotdeauna, are întotdeauna abilitatea să te facă sau să te aducă prin orice mijloace să faci ce vrea. Chiar dacă există bărbați, că sunt bărbați liniștiți care cred că ei sunt în control. Nici cei mai șmecheri bărbați aia care nu sunt în control, pentru că fiecare bărbat are o slăbiciune. Dar una este o slăbiciune și e superbă slăbiciunea pentru femeia ta, da? Și alta este să fii salahor. Adică, sincer, deci nu există. Voi sunteți cărăuși, voi vă duceți... Te rog să te duci la supermarket la ora 5.30. De la Mega la ora 5.30. Sunt mai bărbați. De ce? Păi dacă eu ieși de la... Unde te duci când ieși de la birou? La supermarket, nu, că ai de luat pentru acasă. Ea nu se oprește, ea. E obosită. Să duce el. Tu te uiți și îl vezi cu telefon. Deci ce asta n-are? Păi termină, mă, tu îți dai seama să cauți. La 5.30, ce vrei tu? Să ajungi acasă, poate să bei și tu un pahar de vin sau ceva și să zaci. Poate, nu știu, lucrezi undeva unde ți-e greu sau... Sau poate doar ești bărbat. Și simți asta, da? Nu există soluția asta. Nu există, nu mai există viața aia. Pe ce înainte bărbații? Păi de-aia e telefonul, e cel mai mare coșmar. Bă, de vină doar, eu vin acasă. Cu mijlocul de transport în comun făcea mai mult. Mă, să mai plimbași cu colega de la serviciu și ajungeam mai târziu.